Eu m-am născut într-o familie în care angajamentul religios era un lucru principal în viața familiei. Adunarea oastei Domnului avea loc întotdeauna în casa noastră. Eu am crescut între frați și surori care veneau din toate părțile, sigur, cei mai mulți din localități învecinate, cum casa noastră era la marginea orașului și pe șoseaua națională, mai în fiecare noapte erau oameni care veneau treburi la oraș și rămâneau să doarmă la noi. Și noi copii auzeam o mulțime de istorii. Mulțime de oameni de toate felurile și o mulțime de istorii. Și mai ales am avut bucuria să trăim într-o continuă experimentare sau experiere a comuniunii. Așa își aduce aminte de copilăria sa, preotul Vasile Mihoc. Născut în familia unui țăran harnic și evlavios din satul Sfântul Ilie, de lângă Suceava, de mic a crescut într-o atmosferă caldă a comuniunii frățești. Amintirile sale din copilărie sunt strâns legate de trăirea într-o comunitate creștină autentică. Prima comunitate era chiar familia în care s-a născut. O familie cu 10 copii, care au putut vedea pe viu credința în Hristos întrupată de părinții lor. Era mai apoi comunitatea mai largă a fraților și surorilor de la oastea Domnului, care adesea se adunau în casa familiei Mihoc. Aflați în trecere cu treburi, s-au adunat la oaltă pentru a se închina Mântuitorului, toți acești credincioși ai oastei Domnului au fost pentru copilul de atunci imagini pline de forță ale unui creștinism autentic. Nu este de mirare că destinul spiritual al lui Vasile Mihoc l-a determinat și pe cel profesional. El slujește astăzi pe Dumnezeu ca preot, întâi în casa lui și mai apoi comunității oastei Domnului din Sibiu. Tatăl unei familii cu 13 copii, părintele Vasile Mihoc este o personalitate remarcabilă în lumea creștină din țară și din străinătate. Este un reprezentant de frunte al mișcării oastea Domnului din cadrul Bisericii Ortodoxe Române. Binecunoscut conferențiar, în fiecare an este invitat să vorbească în numeroase țări. Părintele Mihoc s-a numărat printre vorbitorii invitați să se adreseze participanților la sesiunea de vară din 2008 a Școlii Maranata. Școala Biblică Maranata, inițiată și coordonată de profesorul Ioan Panican, a adunat la oaltă cu această ocazie peste 50 de credincioși de diferite confesiuni și din diverse zone ale țării, cât și din străinătate, dornici să cunoască o apropiere mai mare de Dumnezeu. Teolog și specialist în Noul Testament, preotul Vasile Mihoc a răspuns la multele întrebări ale participanților de la Școala Maranata. Cu acest prilej, l-am cunoscut mai îndeaproape pe acest hăruit mărturisitor al lui Hristos. Fiind 10 copii, deja noi eram o comunitate. O comunitate care își ducea viața împreună cu multă muncă. Trăiam din munca mâinilor părinților în principal, dar la care noi ajutam cu tot din adinsul, dar și cu multă bucurie. Nu știu cine a mai avut sărbători ca noi. Deci sărbători erau cu adevărat sărbători. Sărbători care durau ca în povești. Întotdeauna sărbătoare începea de cu seară, începeam cu rugăciune, cu de multe ori adunare, apoi a doua zi la biserică, apoi a doua zi după amiază adunare. Erau sărbătoare care nu se termina așa într-o oră, două, și la care participau totdeauna și alții din afara familiei. Noi suntem 10 frați și surori, 6 băieți și 4 fete. Mergeam la școală, era ideologia ateistă, în fine, promovată mai mult sau mai puțin stăruitor de dascălii noștri. Adevărul că mulți dascăli erau credincioși, mai pe față, mai pe ascuns. Și noi am învățat de mici copii să facem o alegere, am avut un discernământ, știam că ideologia oficială este una, dar adevărul este altul. Și adevărul e acela care vine de la Hristos.
Preotul Mihoc este profesor al Catedrei de Noul Testament la Facultatea de Teologie Ortodoxă Andrei Șaguna din Sibiu. Printre profesorii de teologie care au predat la această facultate și au devenit membrii Academiei Române, sunt nume sonore ca preotul Dumitru Stăniloae sau mitropolitul Nicolae Corneanu. Printre absolvenții acestei facultăți, de asemenea deveniți membrii ai Academiei Române, se găsesc nume ca Patriarhul Miron Cristea, Patriarhul actual Daniel Ciobotea sau Lucian Blaga. Dacă odinioară ca și copil, asculta și învăța de la credincioșii oastei Domnului, astăzi, un om înalt, viguros și mereu surâzător, preotul Mihoc este cel care oferă învățătură spirituală și grijă pastorală credincioșilor parohiei sale din cartierul Sibian Lazaret și nu numai. Ceea ce este astăzi a început însă pe vremea copilăriei sale, pe care o evoc întotdeauna cu entuziasm și o ușoară melancolie. Când mi-a intrat în minte și în inimă ideea de a face teologia, a fost ca o îndrăgostire, n-am mai putut gândi la altceva. Și eu am fost primul din familie care am ales drumul teologiei și apoi toți frații mei au făcut la fel. Suntem 6 frați, suntem toți preoți și 3 surori care sunt soții de preoți. Așa încât aș putea spune că ceea ce am primit de la părinți, ceea ce am primit în familie, de la părinți și de la alții mulți care au fost în jurul nostru și cu noi, aceea a fost fundamental și a determinat pentru noi, în esență, drumul vieții, care s-a dovedit un drum foarte frumos, în ciuda prigoanelor. Erau prigoane, erau părinți urmăriți, tata a fost arestat în câteva rânduri, n-a fost condamnat, dar a fost ținut pe la securitate, pe la miliție, uneori zile sau nopți, bătut, a plătit amenzi. Noi copiii, de fiecare dată când mergeam să ne înscriem la școală, însă cereau niște adeverințe pe care uneori le primeam foarte rele, se spunea în adeverință că suntem reacționari, că facem parte din organizația interzisă oastea Domnului, scria asta în adeverință și mergeam cu ea la școală și minunea era că, și a fost minunea, că niciodată nimeni nu s-a uitat pe ele ce scrie în ele. Sau adeverința cu tare oaie, da, o am. Era dosar pus acolo și a valorat tot atât de mult cât și una foarte pozitivă. De fiecare dată. Asta a întâmplat cu noi de fiecare dată. De asta mergea pe rugăciunile mamii. Că de fiecare dată când aveam probleme, spuneam, mamă, roagă-te pentru noi, uiteam cu tare. Mama se ruga, era și ea îngândurată, o zi înainte, dar dimineața venea și spunea, du-te că Dumnezeu îți ajută. Ea era considerată noi profetesa familiei. Ea întotdeauna ne dădea un cuvânt de încurajare care nu era de la ea, ci era rodul rugăciunii de mamă. Și asta face mamă până acum. Tatăl meu a adormit în urmă cu mai bine de 11 ani. Dar mama și acum este rugătoarea pentru noi. Când avem o problemă, îi dăm un semnal mamei. Mamă, vezi că am problema cu tare și te rog să te rogi pentru noi. Și mama spune, bine, dar acum lăsați-mă să mă duc, că e timpul. Mama a împlinit deja 87 de ani. Nu, mamă, trebuie să trăiești, te rogi pentru noi. Deci, și asta a fost familia noastră și este familia noastră. Suntem o familie unită în continuare. Întâlnirile noastre sunt niște lucruri deosebite pentru noi. O facem cât de des se poate. Și există acum o idee că în vara aceasta să întâlnim cu toții, toată familia, pe cât se poate toată familia, care înseamnă 10 frați și surori, nurori și gineri, nepoți și strănepoți cu familiile lor, asta înseamnă spre 200 de persoane. Mama are 64 de nepoți. Preotul Mihoc vede ca o binecuvântare faptul că provine dintr-o familie numeroasă, pentru că, după cum ne spune, omul este bogăția cea mai valoroasă. Însă societatea de azi nu mai gândește astfel. Instituția căsătoriei creată de Dumnezeu este tot mai disprețuită, iar copiii, dacă nu sunt omorâți prin avort sau abandonați, de cele mai multe ori sunt neglijați. Părinții aleargă astăzi să obțină lucruri de care cred că au nevoie copiilor, privându-i de ceea ce cu adevărat au nevoie cel mai mult, de dragoste și călăuzire spirituală.
societatea românească este tot mai împovărată și sărăcită din cauza familiilor destrămate și a copiilor omorâți încă din pântecele mamelor sau lăsați de izbeliște. Pentru astfel de societate, familia Mihoc este o binecuvântare și un exemplu pentru noi toți. Deși greutățile nu au lipsit, cu ajutorul lui Dumnezeu, după cum mărturisesc, soții Octavia și Vasile Mihoc au reușit să-și îndrume toți cei 13 copii pe același drum al credinței în Iisus Hristos și al unei educații academice serioase. Creșterea copiilor nu a fost o piedică pentru părintele Mihoc să se desăvârșească tot mai mult în plan spiritual și profesional. El este astăzi profesor universitar doctor, unul dintre cei mai buni specialiști în Noul Testament din România și un nume bine cunoscut printre mediile eclesiale și academice din țară și străinătate. În spatele unei asemenea mare bărbat, din nou se află o femeie, care în smerenie și din umbră și-a sprijinit soțul ca ajutor potrivit. Asemenea soților credincioase ale patriarhilor Vechiului Testament, Octavia Mihoc a adus pe lume pe cei 13 copii și și-a completat soțul în acest proces dificil și complex de creștere a copiilor în ascultare față de Dumnezeu. Familia mea este dragă ca dar de la Dumnezeu. Este un minunat dar. Este darul cel mai frumos pe care noi îl avem pe pământ. Pentru că sunt, dați seama, o persoană. Ce mare dar este o persoană. Faptul că îți vezi soția, soțul. Și dacă ai ochi curați, nu poți să te simți nevrednic să mulțumești lui Dumnezeu pentru darul acesta imens. O persoană care s-a fost dăruită, care se aproape, apoi vin copii. Este extraordinar. Noi avem o familie mare, avem 13 copii și deja 12 nepoți. Eram, vă spuneam, în noiembrie la San Diego și eram odată la, cu niște colegi profesori din Statele Unite și vorbeam despre așa de familie și m-a întrebat dacă am nepoți. Zic, da, zic, am început să avem nepoți, avem 11 aveam atunci, al 12 s-a născut la Crăciun, în ziua de Crăciun. Zic, we started to have grandchildren. Zic, ah, oh, it's a good start. A rămas că unii n-au toată viața 11 nepoți. La noi e începutul, sperăm să mai fie. Dar este un mare dar al lui Dumnezeu. Asta nu știu oamenii să prețuiască, cei care ucid copiii în pântice. Ei nu știu să înțeleagă că cel mai mare, cea mai mare bogăție este omul. Un om este bogat când are copii, nu când nu are. Un om care are impresia că îngrămădește bogății ca să-l dea unui singur copil și că va fi acest copil bogat, omorându-i frații, surorile, vă dați seama ce minte întoarsă are acest om care se crede că poate fi copilul lui bogat, omorându-i frații și surorile. Părintele Mihoc este din acest punct de vedere foarte bogat. Declarația de avere a părintelui cuprinde 13 nume care însumează bogăția și realizarea lui cea mai de seamă. O simplă listare a numelor celor 5 băieți și 8 fete ai familiei Vasile Mihoc, cât și realizările lor academice și profesionale, este suficient ca să ne arate ce poate face Dumnezeu dintr-o familie care îi se închină cu smerenie și îl cinstește. Daniel are 36 de ani și este absolvent al Facultății de Teologie Andrei Șaguna, doctor în teologie, în prezent lector la Facultatea Amintită și are 5 copii. Maria, 35 de ani, absolventă a Facultății de Matematică Informatică din Sibiu, doctor în matematică, cercetător științific la Institutul de Calcul Tiberiu Popovici, Academia Română din Cluj-Napoca și are un copil. Cristina Aglaia, 33 de ani, absolventă a Facultății de Teologie Andrei Șaguna, secția pastorală, în prezent profesor de religie în Bolsec. Ioan, 32 de ani, absolvent al Facultății de Teologie Andrei Șaguna, doctor în teologie, este preot și lector la Facultatea de Teologie din Caransebeș și are 3 copii. Nicolae Ciprian, 31 de ani, absolvent al Facultății de Arte, în prezent șef al unei firme de mobilier și decorațiuni interioare și are un copil. Gabriela, 28 de ani, absolventă a Facultății de Litere din Sibiu, profesor de română-engleză și are 3 copii. Vasile Octavian, 26 de ani, și-a luat masteratul în teologie la Sibiu și este înscris la Universitatea din Göttingen, Germania, pentru doctorat. Ștefan, 24 de ani, absolvent al Facultății de Matematică Informatică, în prezent masterand. Alina Cornelia, 23 de ani, a absolvit Facultatea de Filozofie din Sibiu. Emanuela, 21 de ani, este anul 3 la Facultatea de Psihologie din Sibiu. Teodora, 20 de ani, este anul 2 la Facultatea de Limbi Moderne Aplicate din Sibiu. Irina, 18 ani, este în ultimul an la Liceul Gheorghe Lazar din Sibiu, secția Filologie.
Andreea Pavelina, 17 ani, este în clasa 11-a, la secția de matematică informatică a Liceului Gheorghe Lazar din Sibiu. Eu de multe ori m-am gândit, viața mea, având și eu o familie mare, m-am gândit multe ori, dacă eu voi fi în stare vreodată să le ofer copiilor și ne oferi părinții noștri, care trăiau în condiții grele, care trăiau din munca manuală și care, pe lângă aceasta, ne-a oferit o atmosferă autentică, spirituală și familială. Ne-au iubit foarte mult, s-au jertfit pentru noi și noi am ajuns să înțelegem acest lucru și să iubim și la noi, și noi foarte mult. Pentru noi, părinții, au fost și sunt ceva cu totul unic. Deci, prețuirea pentru părinți. Pentru noi a fost foarte greu să înțelegem faptul că lumea vorbește atât de mult de conflictul generațiilor. Ei, acum, ca preot, eu văd foarte multe situații în care părinții și copiii nu se pot înțelege. Și îmi dau seama că este vorba de păcat la mijloc. Și l-au întrebat pe ucenicii zicând, de ce dar zică turare că trebuie să vină mai întâi Ilie? Iar Iisus, răspunzând, a zis lor, Ilie într-adevăr va veni și va așeza la loc toate. Dar vă spun vouă că Ilie a și venit și nu l-au cunoscut și au făcut cu el câte au voit. Așa și Fiul omului va pătimi de la dânsii. Atunci au înțeles ucenicii că vorbea... Este cea mai frumoasă responsabilitate și cea mai mare totodată. Din păcate, foarte mulți părinți au abdicat total de la datoria lor de a-și conduce copiii spre Hristos. Sunt anti. Nu numai că au abdicat, dar sunt anti. Ori asta dovedește că oamenii aceștia nu înțeleg chiar nimic din ce înseamnă a fi tată și mamă. Și părinții pot face foarte mult dacă sunt părinți cum trebuie. Nu te miri, pentru că și părinții sărace sunt cum sunt. Sunt și părinții deraiați și copiii nu sare aștia departe de trunchi, cum se spune. Mergeam, am fost într-o casă nu de mult și am văzut copilul că era cu părul vopsit și cu cercel în ureche și am văzut să-i spun așa câteva cuvinte domnicești. Când mă tai și era la fel, cu părul vopsit și cu cercel în ureche. M-am lăsat pe gubaș. Așa sunt în multe case. Deci sunt părinți care spun de copii, dar ei nu sunt mai buni deloc decât copiii lor. Este foarte importantă misiunea părinților. Și, dacă ai ajutat pe copil să-L descoperi pe Hristos, i-ai dat totul. Copilul acela este salvat, este mântuit, poate să se confrunte cu orice greutate în viață pentru că el are pe Hristos. Iar dacă nu are pe Hristos, nu are nimic. Degeaba i-a dat avere, degeaba i-a dat mașină, el nu are nimic. Este un om pierdut. De fiecare dată când e sărbătoarea nașterii Domnului, familia părintelui Vasile Mihoc obișnuiește să se strângă la oaltă. După slujba de biserică, continuă comuniunea în jurul mesei de Crăciun. Întotdeauna locul de cinste de la masă este rezervat Mântuitorului Iisus Hristos. Ei cunosc bine cuvintele Domnului, care a spus că va fi întotdeauna prezent acolo unde doi sau trei se vor aduna în numele Lui. El locuiește în mijlocul poporului Său și de aceea îl descoperi cel mai bine în comuniunea celor ce formează trupul Său. Este o trăire care lipsește astăzi din multe familii și chiar din multe biserici. Comunicarea între oamenii zilelor noastre este tot mai superficială și nu poate substitui rolul vital al comuniunii. Comuniunea este mai necesară ca oricând. Când lumea noastră în care comunicarea pare că ocupă locul principal, e o comunicare care este anticomunică și pare o contradicție. Deci oamenii comunică foarte mult și foarte ușor, dar toată această comunicare extrem de lesnicioasă nu zidește comuniunea. Ori asta înseamnă că această comunicare suferă de ceva boală dacă ea nu servește comuniunea, ci dimpotrivă, de multe ori o deservește. Trebuie să cauți locurile liniștii. De asta părinții în vremea lor, care nu era așa zgomotoasă, cum a spus, căutau isihia. Și vorbim astăzi de isihaști,
Deci cei care căutau liniștea, liniștirea, liniștea aceea care te face să poți auzi șoapta Duhului Sfânt, ca un susur blând, spune frumos Sfântul Ignatie Teoforul, care era condus prin Duhul spre martiriu, era condus de la Antiohia, de unde a fost episcop, era un vârstă, era dus, păzit de 10 ostași, dus spre Roma, unde avea să fie mâncat de fiare. Și creștinii din Roma au încercat să intervină pe lângă autorități, de la începutul veacului 2, să-l salveze de la moarte. Și Sfântul Ignatie scrie o epistolă către credincioșii din Roma, epistola către romani, minunată. Și îi imploră ca să-l lasă să moară pentru Hristos. Că aude acel susur blând în inimă care spune vino la Tatăl. Ei, acel susur se aude în liniștea pe care o caută credinciosul, pe care trebuie să-și o creeze. Și o creezi în familie. Casa trebuie să fie o oază de liniște. Este îngrozitor ce se întâmplă în multe case. Foarte multe case, vezi azi, în 3 camere, 3 televizoare. Sunt 3 membri ai familiei care stau fiecare în camera lui și urmărește un program care îi place lui mai mult. E o casă în care ishia nu mai are loc. Casa trebuie să fie o oază de liniște. Oază în care oamenii se poată zidi comuniunea. Oamenii să stea de vorbă, să se roage împreună. Să-și cultive un avânt așa familial, comunitar, în Duhul Sfânt. Pentru ca lucrurile să se schimbe, părinții trebuie să-și asume responsabilitatea creșterii copiilor lor. Fiecare tată trebuie să devină un preot al familiei sale, un conducător care să-și îndrume familia spre Hristos. Astăzi se simte tot mai mult lipsa unor figuri patriarhale care să fie repere de credință, speranță și dragoste pentru familiile lor, cât și pentru comunitatea lărgită. Este vorba de fapt de un război spiritual în care familia, ca instituție divină, este atacată puternic din toate părțile. Adevărul este că trebuie lucrat în primul rând la familie. Familia este nucleul. Dacă din familie nu se pune sămânța cea bună, ori la noi câștigul celui rău este în primul rând în domeniul familiei. Lupta împotriva familiei este evidentă, lupta demonică împotriva familiei este evidentă, pe toate planurile, ca să distrugi familia așa cum a fost creată Dumnezeu, familia, unirea între un bărbat și o femeie pentru care să nască și să crească copii, pentru mântuire, pentru împărăția cerului, asta este familia. Ori diavolul se luptă pe toate căile, vedem unele sunt așa, ieșite din comun, promovarea familiei homosexuale, de pildă, sau știu eu. E o luptă demonică, familia este o țintă a luptei demonice și, din păcate, lupta aceasta are foarte multe victime. Foarte multe victime. Sunt foarte mulți oameni care sunt niște înfrânți în viața lor de familie. Când spun familie, de la tată, mamă, păi tată, ești tată numai pentru că îi dai mâncare copilului sau să aduci salariul în familie. Un tată este capul familiei în sensul că el trebuie să-și ducă familia în rai. Dacă nu și-a dus familia la Hristos, ce are azi? Dacă îi dai copilului numai hrană pământească și nu îi dai hrană spirituală, ce are azi? Când un copil se naște într-o atmosferă în care păcatul își are locul lui, sigur că el este marcat, este bolnav. E bolnav din copilărie și atunci nu te miri că la maturitate cade în păcate și mai grele și diavolul asta face, diavolul introduce dihonie. Cuvântul diavol, asta înseamnă, diavolul în limba greacă înseamnă cel care desparte. Îl desparte pe cei care ar trebui să fie uniți, îi desparte. De asta nu trebuie să lași pe diavolul să se amestece în viața ta, că dacă îl lași, face viața praf. Ori familia părinților, munca a fost foarte multă muncă, ne-a fost învățat să muncim foarte mult. Și asta ne-a prins bine toată viața, când ne-a speriat de muncă. Apoi disciplina. Nu exista, când vezi acum copiii care n-au nicio ascultare de nimeni și ei sunt regii, la care toți se supun, este o anomalie, cruntă anomalie. Deci pe vremea noastră, mi-aduc aminte, și noi eram copii și ne plăcea să ne jucăm.
Și veneam de la biserică și era iarna, veneam să mergem la Seniuș, veneam, tata, la jumătate de oră. Păi avem adunare. Ei, mai trăgeam noi din jumătate de oră, mai făceam 40-45 de minute, dar fiindcă am întârziat, veneam puțin, așa, teamă, acasă. Că nu era, era o disciplină pe care am ajuns să o înțelegem și care și-a avut uradele ei. Poate atunci, sigur, la copilărie ar fi fost mai drag să stăm la Seniuș decât să... Dar astea sunt lucruri pe care lumea le-a uitat astăzi, în bună măsură. Și roadele se văd. Copiii sunt împrăștiați, știu de toate și nu știu nimic cum se cade. Nu sunt în stare să apuce de o muncă, foarte mulți, cum se cade. Plus că față de părinții care le-au făcut toate voile, n-au nici cel mai mic respect. Când Sfânta Scriptură spune că tatăl este cap femeii și, de fapt, cap familiei, aceasta trebuie înțeleasă spiritual. Este capul, este cel care conduce. A conduce înseamnă a duce undeva. Mulți părinți, mulți tați pretind că sunt capul familiei, dar nu-și duc familia nicăieri, sau o duc în iad. A fi cap familiei înseamnă să-ți duci familia în împărăția lui Dumnezeu. Duci familia toată la Hristos. Nu poți avea liniște ca și tată dacă nu se întâmplă acest lucru. În urmă cu vreo 3 ani am fost invitat în Polonia să vorbesc unui grup de tați. Este o organizație care se ocupă de tați. Tatonet, tătic înseamnă limba polonă. Și am vorbit în câteva rânduri acolo la 60 ceva de tați tineri. Tineri tați între 25 și vreo 35 de ani. A fost foarte interesantă experiența. Cred că ar fi interesant de organizat și în România așa ceva. Ceea ce l-a determinat pe preotul Vasile Mihoc să pășească și să rămână statornic pe calea urmării lui Hristos a fost autenticitatea credinței părinților lui și a fraților și surorilor de credință cu care era în permanentă comuniune. Familia rămâne încă factorul cu cea mai mare influență în viața unei persoane. Atunci când părinții împlinesc în vorbă și în faptă învățăturile divine ale Sfintei Scripturi, ei influențează în mod pozitiv dezvoltarea spirituală și emoțională a copilului. Știți cum e calea Domnului? Când o afli, te mai poți lăsa de ea. Dacă te lași, înseamnă că ne-ai aflat-o cum trebuie. Și pentru ca să o afli, trebuie să ai pe cineva să te ajute. Credința vine din auzire și auzire este prin provăduire. Este foarte important ca cel care educă și în cazul nostru părinții să fie autentici. Cel mai mare pericol în materie de formare religioasă este fățărnicia. Foarte mulți părinți pretind la copiii lor să fie credincioși, dar ei sunt ei înșiși cu carențe în domeniul credinței și atunci copiii descoperă fățărnicia și toată strădania părinților nu aduce roade. Deci, cred că ce a fost mai important a fost autenticitatea credinței părinților. Mi-aduc aminte, spuneam că la noi în casă era ca adunarea Oasei Domnului și de mai multe ori pe an erau adunări mari, foarte mari. Veneau oameni de peste tot, veneau sute de oameni, uneori mii. Era plină curtea, plină șura, plină grădina. Și mi-aduc aminte cu câtă bucurie munceau părinții și vorbeau și se sfătuiau și săptămâni de-a rândul înainte sau chiar luni de înainte, pregătea, tata mergea, ducea căruța cu saj la moară, spunea, asta e pentru hramă. Mama făcea colaci, făcea sute de colaci mari și oale mari cu mâncare, că veneau frații să-i primească cea mai mare bucurie. Deci era o bucurie, pregătirea însăși. Ei se bucurau întotdeauna de frați. Se bucurau să le creeze cele mai bune condiții. Ei, asta și-a spus cuvântul. Și asta a dus binecuvântare. Întotdeauna Dumnezeu dă binecuvântare acolo unde este credința. Am avut șansa să întâlnesc cu oameni deosebiți, oameni sfinți. Oameni care erau oameni cu, știu eu, cu un statut social sau... Dar oameni care îl iubeau pe Hristos până la sânge, oameni care au făcut închisori, oameni care au lăsat în sufletele noastre niște urme extrem de puternice.
Noi ne-am trezit având în urechi cuvântul lui Dumnezeu, pe care îl rosteau și unii și alții și alții, și s-a fost o mare binecuvântare. Credința soților Nicolae și Aglaia Mihoc, părinții preotului Vasile Mihoc, nu a rămas nerăsplătită. Familia lor numără 30 de preoți care slujesc în biserici din România, Germania, Italia și chiar Statele Unite. Este poate familia din România cu cel mai mare număr de preoți. În prezent, alți 10 membri ai ei se pregătesc să devină preoți. Ceea ce îi leagă pe membrii acestei familii, mai mult decât orice, este credința în Iisus Hristos. În fiecare an, în luna octombrie, frații Mihoc se adună din toate părțile, în satul natal Sfântul Ilie. Cu acest prilej, mama lor Aglaia, care are peste 87 de ani, are ocazia să-și cunoască noi nepoți sau strănepoți născuți în familie. Cine și-ar fi imaginat că după ce primul din familie care a pășit pe drumul preoției, nimeni altul decât Vasile Mihoc, alți 29 aveau să-l urmeze. Era pregătit să dea admiterea la chimie, dar în ultimul moment, spre surprinderea tuturor, a dat la teologie. Nu a fost nevoie să se pregătească prea mult pentru examen, întrucât, datorită familiei în care crescuse, asimilase în mod natural învățăturile Sfintei Scripturi. Când am făcut liceul, eram, nu știu, elev foarte bun, în fine, la olimpiade, rezultate bune. Toată lumea credea că o să merg la facultatea de chimie, pentru că eram foarte bun la chimie în ultimii ani de liceu. Și a fost o surpriză pentru toți că am mers la teologie. Sigur, toate aceste lucruri erau frumoase și chimia și matematica erau foarte frumoase, dar când a fost să-mi aleg drumul vieții, vă spun că asta a cântărit cel mai greu, pentru că realmente eu aveam o bază. Mi-aduc aminte când m-am pregătit pentru teologie, pe vremea aceea nu erau manuale și m-am dus la seminarul de la Neamț și Domnul să-i dea sănătate părintele director de atunci, că trăiește, părintele Vasile Ignătescu. El mi-a făcut rost de niște notițe, el preda dogmatica și mi-a făcut rost de niște notițe de ale elevilor lui ca să învăț dogmatica. Și el a m-a surprins cât de repede a învățat dogmatica. În două săptămâni și păi știi mai bine dogmatica decât o știu elevii mei care au făcut 2 ani, să treia din dogmatică. Ori situația era că eu știam lucrurile acestea. Pentru mine a fost nevoie numai de o sistematizare, eu le știam de copil. Că erau învățăturile Bibliei și ale Sfinților Părinți, pe care am avut nevoie să le sistematizez într-un curs ca acela, dar știu, Dumnezeu a rânduit, așa mi-aduc aminte, când eram copil, eram la liceu, se știa că sunt bun la carte și aveam un milițian care era foarte așa aspru și care urmărea cumva familia noastră și mă întreba, ei, mai citești Biblia? Și ziceam, cum să nu citesc Biblia? Ei, dar pe vremea aceea nu mă gândeam că o să trăiesc din Biblie. De fapt, n-am trăit din ce învățasem toată viața, am trăit predând studiul Noului Testament. Deci, este extraordinar. Când am ajuns la facultate, foarte repede mi-a mers vestea că eu știu Biblia. Și asta e destul de rar, că nu sunt mulți tineri care știu Biblia, chiar care vin la facultate de teologie. Ori asta a făcut ca să am, știu eu nu-mi dădeam seama, eram un copil atunci, dar faptul că, până la urmă, mi-am făcut o teză de licență la Vechiul Testament și că am devenit doctorant la Noul Testament și apoi asistentul profesorului meu din Noul Testament și urmașului la catedră, este, de fapt, tot urmarea a ceea ce am primit din familie, într-o familie în care Biblia era la locul de cinste. Faptul că unii bătrâni din sat sau persoane fără pregătire teologică știau Biblia mai bine decât el, l-a pus pe gânduri pe tânărul preot Iosif Trifa. Așa că a început să citească și să mediteze cu seriozitate asupra Scripturii. În urma acestui proces, schimbarea sa lăuntrică a fost atât de puternică, încât nu după multă vreme a dus la apariția mișcării de înnoire spirituală numită Oastea Domnului. Din această mișcare făcea parte și familia preotului Mihoc, care ne face o scurtă trecere în revistă a istoricului acestei mișcări până astăzi. Oastea Domnului a fost o mișcare de redescoperire a autenticității creștine ortodoxe în Biserica Românească. Ea a fost fundată de părintele Iosif Trifa. Apariția ei se situează foarte clar la începutul anului 1923.
chiar de anul nou, în noaptea de anul nou, Părintele Iosif, văzând cum petrec creștinii anul nou, în mod păgânesc, în rugăciunea lui a primit această lumină ca să inițieze o mișcare împotriva păcatului în România. Era după războiul întâi mondial, era România mare deja, o Românie mare însă care trebuia să-și găsească drumul și spiritual. Mișcarea a avut o istorie frumoasă și foarte zbuciumată într-o anumită perioadă. Părintele Iosif a fost el însuși persecutat, a murit caterisit. În timpul comunismului, nu mai spune, a fost prigonit cu tot din adinsul, pentru că a fost scoasă în afara legii, în primul rând. Și faptul că ea exista subteran a fost văzut mereu ca o mare provocare la adresa autorităților comuniste. Membrii Oastei Domnului au rămas, în general, foarte activi. Oastea Domnului a avut o istorie extrem de luminoasă în această perioadă. I-a ieșit cu un nume foarte bun din perioada comunistă. Pentru că, în general, cei care au ales să fie în Oastea Domnului și-au trădat credința. Din 1990 există legal, cu aprobarea deopotrivă a conducerii bisericii, a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și al statului. Există legal ca o asociație creștin-ortodoxă, cu centru la Sibiu, locul în care a activat Părintele Iosif Trifa, locul în care se află mormântul dânsului, mormântul Părintelui este în cimitirul din Sibiu, și activitatea ei astăzi, sigur, cu provocările specifice momentului, este remarcabilă, pe lângă faptul că își continuă tradiția de adunări, de adunări duhovnicești, de predică, de cântare, de activitate socială, de activitate de închisori. Există și o activitate editorială remarcabilă. Oastea Domnului publică un săptămânal, Iisus Biruitorul, publică o revistă pentru tineri, Timoteos, publică multe cărți. În primul rând a publicat aproape toată literatura clasicilor Oastei Domnului. Părintele Iosif Trifa, Traian Dorz, Ioan Marini, alte cărți. Are un centru la Sibiu, un centru destul de important. Practic are baza materială acum la centru pentru lucrarea pe care o face. Desfășoară activități de cateizare, grupuri de școală duhovnicească, școală biblică, pentru tineri, pentru copii. Depinde, sigur, și de fiecare comunitate în parte, pentru că există o anumită tradiție a activității Oastei Domnului și pe care oamenii o aplică într-o formă sau alta în condițiile locale. Spinoasa problema colaborării cu securitatea sub regimul comunist continuă să frământe societatea românească. Problema colaborării devine și mai sensibilă atunci când este vorba de slujitori ai bisericii. Ca unul care slujește într-o comunitate creștină care a ieșit cu un nume bun din comunism, l-am întrebat pe Părintele Mihoc ce părere are despre problema colaborării. Eu cred că percepția pe care o are societatea românească asupra problemei este foarte distorsionată, pentru că de fiecare dată problema aceasta a fost exploatată politic. Sau știu eu, sau numai politic, dar... Și cred că sunt diferențe foarte mari între colaboratori și colaboratori. De pildă, un om care a făcut închisoare. S-a vorbit, s-a scris despre oameni care au făcut închisoare și după aceea au fost colaboratori. Păi dacă el a făcut închisoare, săracul, și era intelectual, el n-avea nicio șansă dacă nu răspundea din când în când, știu eu, cerinței securistului de a sta de vorbă cu el. Și faptul că s-a întâlnit cu securistul și că a stat de vorbă cu el și de fapt n-a decurs de pe urma asta niciun rău pentru nimeni,
Au fost oameni care sărace s-au scăldat așa cumva, au încercat cumva să-i amețească pe securiști, să poată să-și duce viața mai departe. Deci nu poți judeca lucrurile acestea așa șablon. Deci, practic, trebuie particularizate. Eu cred că pentru cei care n-au trăit în anii 50-60 ca maturi și n-au fost confruntați cu persecuția la modul care se făcea atunci și care judecă cu ușurință, cred că nu prea au căderea să o facă. Au fost foarte mulți oameni ticăloși atunci. Dar adevărul este că, cunoscând societatea de atunci și aducându-mi aminte, erau mult mai puțin ticăloși decât sunt acum. Atunci se știa într-un sat că regimul colaborează o mână de oameni. Erau cei care ajungeau prin frunte, fără școală, era pus primar, era pus secretar, poate era... Era o mână de oameni. Restul erau toți victime. Săranii săraci erau tratați ca hoții de cai. Oricând era pericol să fii declarat chiabur, faptul că munceai, erai cu sapa în mână și îți munceai pământul tău și cât nu mai puteai, puteai fi declarat chiabur și scos din gospodăria ta. În fine, au fost lucruri. Deci colaboratorii erau câțiva, erau puși deoparte în conștiința satului. Lumea știa că ăștia sunt colaboratori și așa, și își vedea de treabă. Ori acum, la hau-hau, suntem specialiști numărul 1, toți foștii activiști sunt cei care condamnă mai aprig pe cutare și pe cutare. Și când îi cauți puțin la dosar, vezi că, de fapt, hoțul strigă hoții. Știți? De asta cred că trebuie să fim puțin atenți și de asta cred că nu avem datele problemei destul. Pentru că mă refer la perioada până la 64, în primul rând, până când au ieșit deținuții politici din închisori. Atunci a fost o anumită situație. Repet, până atunci colaboraționiști erau puțini. Și asta cred că era, vorbe de sat, eu trăi la sat, dar cred că era și la nivelul intelectualului, mi-aduc aminte profesorii mei din școală, din liceu. Majoritatea erau oameni care vedeau de treaba lor, oameni profesioniști excepțional de buni. Și era pus în fruntea lor, știu eu, un director adjunct de obicei sau cineva care îi ținea în frâu din punct de vedere al securității. Situația s-a schimbat, cred că, destul de mult după venirea lui Ceaușescu, care a părut că deschide o perioadă de liberalizare și de așa. Și eu cred că prin anii 70, pe la mijlocul anului 70, a început o nouă perioadă a colaboraționismului. Cu un nou tip de securitate, când Ceaușescu și-a construit regimul acela personal și au fost atunci în situația aceea de minciună în care trăia România și faptul că vrea să prezinte în exterior cu altă față decât cea reală, atunci au fost recrutați mult mai mulți colaboratori decât înainte. Și vinovățiile sunt diferite, cumva, în perioada asta, când nu mai risca nimeni pușcăria sau aproape nimeni pentru necolaborare cu securitatea. Sau, în orice caz, riscul era mult mai mic decât în perioada până în 64. Cred că sunt două, nu specialist în domeniu, dar cred că sunt două perioade diferite și care trebuie abordate diferit. Faptul că mulți slujitori bisericești, preoți și pastori au colaborat cu securitatea a atras multă amărăciune și mânie în rândurile credincioșilor. Fenomenul naște în mod natural întrebări în mintea oamenilor cu privire la integritatea bisericii și poate semăna îndoială în inima unui credincios obișnuit. Mai poate fi biserica în continuare un reper în probleme spirituale, în ultimă instanță un reper în probleme de viață și de moarte? Când spui biserică, nu spui numai oameni. Biserica este o instituție divino-umană
teandrică și temelie este Hristos, temelia credinței noastre, nu sunt oameni. Deci chiar dacă poți fi dezamăgit de oameni, sigur, asta e dureros, să fii dezamăgit, să te încrezi în cineva și să afle, sau știu eu, să afle că de fapt omul nu este așa cum ai crezut că este. Este dureros întotdeauna. Dar taina bisericii, este vorba de taina bisericii, când ai intrat în taina bisericii, descoperi frumuseți de nebănuit, care-s dincolo de om. Și care sunt reperele astăzi? Sigur, sunt aceleași ca totdeauna. Biserica rămâne reper. De asta ea este stâlpul și temerea adevărului. Și dincolo de slăbiciunile omenești, biserica este biserică și este sfântă, spunem. Biserica este sfântă pentru că își are sfințenie de la Hristos. Se spunea frumos un sfânt părinte că în biserică toți sunt păcătoși și toți sunt sfinți. Fiecare dintre noi, ca oameni, avem lipsuri, avem căderi, dar pe de altă parte toți participăm la darul sfințirii, la harul sfințirii care vine de la Hristos prin Duhul Sfânt. Așa că biserica rămâne stâlpul, dacă vorbim de repere. Și apoi fiind în biserică, sigur, repere sunt poruncile. Vrei să intri în viață, fă poruncile, plinește poruncile. Poruncile sunt de neclintit, poruncile dumnezeiești, nu? Când le enunți poruncile, dacă începi cu prima numai, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din toată puterea ta, din tot... Păi, când ai ajuns să ai ca reper, porunca întâia, și apoi toate celelalte, așa cum vii la rând, până la porunca a zecea, și mai ales când le înțelegi aceste porunci în perspectiva lui Hristos, dacă ne gândim la predica de pe munte, cum te rog spunea, ați auzit că s-a zis cel de mult să nu ucizi, eu am să vă spun. Reperele sunt foarte clare și sunt pentru noi, sunt, ni se potrivesc perfect, nu e nimic străin. Omul modern nu este deloc mai puțin potrivit pentru porunci sau poruncile potrivit din Dumnezeu decât erau acum 2000 de ani. Atunci era cumva mai, lucrurile erau mai clare sau știu eu, mai puțin cenușiu era atunci. Atunci era albul și negru mai evidente. Știi că cei care colaborează cu comuniștii sunt răi, era foarte clar, credincioși erau persecutați și erau de partea binelui, de partea lui Hristos. Era mai simplu, dar alegerea era radicală. Deci cei care făceau alegerea să slujească pe Hristos o făceau asumându-și riscul. Faptul că cineva mergea la adunarea oastei Domnului și știa că poate năvăli securitatea peste el și să nu ajungă acasă, ci ajungă în duba poliției și în veciurile poliției, sau ale securității, astea erau posibilitate de toată ziua. Și de asta oamenii care treceau prin asta ardeau etapele în ce privește sfințenia. Adică erau un progres rapid. Imediat ajungeau să experimenteze lucrarea lui Dumnezeu în viața lor extraordinar. La ora actuală însă îți trebuie același curaj. Când ai impresia că toată lumea urlă cu lupii, să poți merge împotriva curentului și să spui, stai puțin, adevărul nu e ăsta, adevărul e altul. Și asta înseamnă să fii creștin. Știți? Vezi că toată mulțimea asta merge într-o direcție. Tu te ridici pe vârful picioarelor și spui, stai puțin, dar nu asta e direcția, direcția e în sens invers. Și trebuie să mergi în contra valului. Și pentru asta trebuie curaj. Și trebuie curaj și trebuie să-ți găsești și drumul. De multe ori trebuie să găsești drumul sau să găsești cuvintele necesare pentru a mărturisi. Trebuie efort, trebuie curaj, trebuie luptă și eroismul este necesar acum ca și atunci. Sunt și acum oameni sfinți, dar societatea noastră e mai ticăloasă decât cea de acum 40-50 de ani. Și pur și simplu caută să-i arunce pe sfinți în masa amorfă a mulțimii, așa încât ei să nu devină semnificativi. Dar, de fapt, orice sfânt este semnificativ. Știți? Și e destul un sfânt ca să salveze. Eu am spus uneori că
Nu masa trage înainte istoria. Sfinții trag istoria înainte. Și sfinții sunt totdeauna puțini. Dar ei așa, cei puțini trag istoria înainte. Că ar fi, dacă ar fi după mase, noi trăim acum într-o vreme în care este lăudată, este proclamată masa. Ce înseamnă masa? Mi se pare și asta o înșelăciune demonică. Dumnezeu nu-i tratează ca masă. Dumnezeu ne-a creat persoane și ne cheamă pe nume. Și masa aceasta care tinde să anuleze individul, persoana, este, după mine, o perspectivă, o abordare greșită a realității umane. Comunismul a încercat să niveleze pe oameni cu forța în toate aspectele vieții lor, inclusiv în cel spiritual. În numele unei așa zise egalități, acest regim politic a căutat să înnăbușe, prin frică și teroare, orice conștiință și să robească orice suflet. Practic, a încercat să se ridice mai presus de Dumnezeu. Nu a reușit, însă a lăsat în urmă suflete echipcite și minți formatate, creând astfel o religie amorfă, de masă, un creștinism infestat care are nevoie urgentă de însănătoșire. Societatea românească încă este marcată profund de această discrepanță între faptul că se numește o societate majoritar creștină. Noi ne lăudăm că suntem creștini în proporții de 90 și atâta la sută. Ne lăudăm că suntem ortodoxi în proporții de aproape 87%. Ei, asta este situația, spune, statistică, dar situația, de fapt, arată că suntem și campioni la avorturi, că suntem campioni la alte fără de legi, ca să nu mai spun de numele rău pe care încep să-l aibă unii români prin străinătate, prin diaspora. Citim în ziare de bande de români, citim în ziare de criminali, citim... Ei, toate aceste situații, sigur, această discrepanță între o țară care spune creștină și care își permite, sau care în sânul ei are elemente și nu puține cu probleme spirituale foarte grave, înseamnă că oastea Domnului este cel puțin tot așa de necesară ca și acum 84 de ani când a fost înființată. Asta este o provocare pentru biserică, provocare foarte mare, și biserica încearcă să facă. Vedeți, de pildă în România s-au construit foarte multe biserici după căderea comunismului, ceea ce este foarte important. Sunt oameni care nu mergeau la biserică pur și simplu din lene, că li se părea că biserica e prea departe. Ei, în Sibiu, de pildă, în Sibiu, după căderea comunismului, s-au deschis, s-au construit cu totul vreo 22 de biserici, după socoteala mea. Poate că sunt și mai multe. Mă refer la biserici ortodoxe. Deci vă dați seama că asta înseamnă ceva. Deci biserica a făcut ceva. Faptul că acum fiecare credincios găsește biserică la câteva minute distanță de casă a încurajat mersul la biserică, în primul rând. Ori într-o biserică în care preotul, păstorul își face datoria, deja se întâmplă ceva în viața vieții credincioșilor. O spun din experiență proprie ca preot. Și pe de o parte, lucrurile merg bine în sensul că oamenii au cărți la dispoziție. La ora actuală avem foarte multe cărți duhovnicești. Sunt foarte mulți oameni care citesc aceste cărți. Sunt pasionați. Deci e o aprofundare a credinței pentru foarte mulți. Pe de altă parte însă și lupta satanică este foarte mare și are victime destule. Deci e o luptă. Sfântul Apostol Pavel ne spune foarte clar că noi avem de dus o luptă nu împotriva trupului și a sângelui, ci împotriva duhurilor celor rele, și ne și dă o panoplie de arme duhovnicești cu care vom putea sta împotriva vrăjmașului, deci la Efeseni, capitolul 6. Dar trebuie să avem conștiința acestei lupte. Și ca odinioară, ca la începutul creștinismului, credincioșii care sunt și practicanți rămân turma cea mică. Mai este astăzi posibilă o înviorare spirituală în România, cum a fost mișcarea Oastea Domnului? Va supraviețui creștinismul în lume? Părintele Mihoc ne avertizează să nu confundăm forma cu fondul. Formele pe care le îmbracă creștinismul pot să se schimbe sau pot să piară.
Ceea ce nu se schimbă însă este fondul, adică biserica întemeiată de Hristos și despre care Hristos însuși spune că nimeni nu o va putea birui, nici chiar porțile locuinței morților. Din acest punct de vedere, creștinismul este nepieritor și va rezista tuturor încercărilor. Cum spunea foarte bine un apologet de la începuturile creștinismului, sufletul omului este naturalmente creștin. Anima naturaliter cristiana. În limba latină. Cuvântul lui Hristos și Harul lui Hristos se potrivesc perfect necesităților celor mai adânci ale sufletului. Oamenii au nevoie de Hristos și de cuvântul lui și de Harul lui, așa încât dacă o anumită formă pare desuietă și este abandonată, asta înseamnă că n-a fost destul de bună. Dar, sigur, lupta demonică există, însă atunci când Hristos este propovăduit autentic, el are acest demers, are o rezonanță, are un răspuns din partea oamenilor. Și nu, eu nu cred că lumea noastră de astăzi este mai puțin creștină decât lumea din veacul 12-13 de pildă. Faptul că astăzi, în libertate, cât există ea, oamenii pot să aleagă între Hristos și adversarul lui, după mine este... Lucruri minunate se întâmplă. Noi, veacul 20, cu toți martirii lui, cu tot ce a apărut ca literatură spirituală după căderea comunismului, ne arată cât de viguros este creștinismul. Și ce minuni face. Ai impresia că ateismul pare absolut de neînvins. Și apare o mică luminiță, un om acolo al lui Dumnezeu care este în lagăr în Siberia. Și omul acela strălucește și lasă mărturii. Citeam zilele acestea, reciteam despre arhiepiscopul Luca din Rusia, care a fost medic chirurg vestit și a ajuns episcop și un om al lui Dumnezeu. E această luminiță mică, înăbușită, s-a încercat totul ca să fie înăbușită, zeci de ani de lagăr. Iată că strălucește și după moarte, la murit în 1961 și acum mii de oameni citesc mărturia lui sau despre el. Așa că creștinismul nu, după mine, este cel mai important, este ca să împlinească cuvântul Domnului care spune că e nevoie de secerători. Secerători sunt mulți, secerători puțini. Dacă apar secerătorii care își fac datoria și care vestesc cuvântul lui Dumnezeu în mod autentic, cât de slab ar părea luminița aceea, întunericul fuge din fața ei. Dacă este o cameră complet în întuneric și vii cu o luminiță slabă, întunericul fuge. N-are nicio șansă. Întunericul necredinței, al materialismului, al ateismului, care pare așa de gros și, vezi, poluzia asta mijloace. Păcatul costă scump. Vedeți că totul costă prea scump la oamenii ăștia păcătoși și în societatea păcătoasă. Ei, adevărul lui Hristos, cu mijloacele cele mai modeste, înfrânge toată această structură care pare din înfrânt. Mâna de 12 apostoli pornește în lumea păgână, care își avea așa, era un păgânism care părea implantat pe vecie. Temple păgâni erau de marmură, să nu uităm, în antichitate, temple păgâni erau de marmură. Pornește un grup, mâna de apostoli galileeni, fără carte, să se lupte cu ceva care părea din invers. Au căzut templele. Azi vedem ruine peste tot. Vedem ruine, vedem pietre, dar mâna aceea de apostolul Hristos a putut să înfrângă întunericul necredinței sau al falselor credințe. De asta eu nu sunt deloc îngrijorat pentru creștinism. Creștinismul are de înfruntat puterile cele rele ale vrăjmașului, dar cu cele mai puține mijloace, sau aparent puține, umane, creștinismul nu va putea fi înfrânt. Când Mântuitorul a spus, voi întemeia biserica mea și nici porțile iadului nu vor lui. Sigur, Mântuitorul a prevăzut că porțile iadului, adică cele mai rele forțe ale iadului, vor face tot ce vor putea ca să distrugă biserica.
Dar când Mântuitorul spune nu vor birui, avem 2000 de ani de istorie creștină care ne dovedesc din plin acest lucru. Atunci când privim în jurul nostru la ce se întâmplă astăzi, ne tulburăm și în mod firesc ne întrebăm dacă mai avem motive de speranță. Părintele Mihoc ne învață că orice s-ar întâmpla cu noi sau cu lumea în care trăim, avem o ancoră puternică a sufletului ce nu poate fi clintită. Credința în Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Credința înseamnă o poziționare în prezent pentru viitor. Credința este toată orientată spre viitor, nu? Și Sfântul Apostol Pavel definește credința în capitolul 11 din Epistola către Evrei. Credința este adeverirea celor nădăjduite, dovada celor nevăzute, totul îndreptat spre viitor. Așa încât dacă ești credincios și dorești să fii credincios, o faci cu o perspectivă a viitorului foarte clară, care este o perspectivă a întâlnirii cu Hristos în împărăția Lui, a întâlnirii celei mai cu adevărat cu Hristos în împărăția Lui. De aceea, dincolo de toate, știu eu, prevestirile catastrofice pe care lumea actuală le prezintă, omul credincios nu se teme. Da, catastrofa este iminentă pentru păcătos și pentru păcătoși. Lumea păcatului este o lume care merge la pierzare. Păcatul înseamnă o fundătură. Cel care a luat calea păcatului, care pare foarte largă, e calea așa largă, pare largă. La început intră pe ea, e largă, dar tot strâmtează, că ajunge la fundătură. Nu mai are nicio ieșire. Calea lui Hristos este calea așa strâmtă, dar pe măsură ce mergi pe ea, descoperi că ea se lărgește până la infinitul împărăției lui Dumnezeu. Mântuitorul spune, căutați și veți afla. E nevoie să cauți. Cel care caută poate temporar să ia de bine ceva ce nu-i destul de bun. De pildă, după căderea comunismului, când au apărut la noi tot felul de mișcări, așa zis, spirituale și mulți oameni au fost sărați în confuzie. Uite, ăștia ce vorbesc despre Dumnezeu ăștia, dar eu îi mai învățam, întrebați despre care Dumnezeu vorbesc. Știți? Și oamenii au învățat foarte repede, s-au trezit. Chiar dacă a fost un pic de confuzie, dar s-au trezit. Pentru că cel care caută, găsește, află. Nu? Așa spune Mântuitorul. Cine caută, află. Să citim în Talmud că rabinii au încercat să rezume puțin legea. Știți că i-au socotit că toate legile, din poruncile pozitive și negative din Pentateuch, sunt cu totul 613 porunci. Atunci au încercat să le facă mai simple, să le rezume. Și până la urmă, rezumat la una. Toată legea dumnezeiască. A spus, căutați-mă și veți fi vii. Deci a fi credincios înseamnă a căuta. Cine caută sincer, găsește. Deci nu rămâne victimă, chiar dacă pentru un moment poate să fie atras de o confuzie. Sigur, aceasta este ceața lui Satan. Toate aceste pseudo-religie sau mișcări pseudo-spirituale. Astrologia care pare așa în vogă, păi Sfântul Vasile cel Mare o condamna din veacul 4, spunea că e o prostie, o spunea foarte clar în veacul 4 că e o prostie și sunt câteva pagini superbe ale Sfântului Vasile cel Mare de condamnare acestei prostii care este astrologia în tratatul lui despre creație în Hexaemeron. Dacă în veacul 20 oamenii se întorc la ceea ce era considerat o prostie în veacul 4, arată cât de jos este nivelul lor spiritual și intelectual. E clar că este sunt apele tulburi ale celui rău, care din totdeauna preferă să pescuiască în ape tulburi. Ori creștinul este mereu solicitat. Dumnezeu ne-a pus în noi puteri, mari puteri, pe care nu le folosim în foarte mică măsură. Noi suntem ca și computerul. Când merge omul să-și cumpere un computer, vrea să aibă cel mai mare hard disk, să aibă cea mai, știu eu, niște puteri fantastice și acasă, când ajunge computerul, folosește din posibilitățile computerului poate 1 la 1000 sau nici atât, nu? Cam asta se întâmplă cu cei mai mulți utilizatori de computer. La fel este cu ființa noastră. Dumnezeu a sădit în noi niște puteri atât de mari, spirituale și intelectuale, pe care, din păcate, le ignorăm. Nu le folosim. Ei, Dumnezeu ne vrea oameni maturi,
Și ne vrea niște oameni care să ne folosim posibilitățile și energiile pe care le avem, aptitudinile pe care le avem. Un creștin asta face. Un creștin nu este un copil la minte, știți? Ce spune Sfântul Apostol Pavel? Fiți copii, dar nu la minte. Nu? Să fim copii la nevinovăție, dar la minte să fim oameni maturi. Ori un om matur nu va putea să cadă victimă unor astfel de surogate de religie care îi se oferă astăzi. Pe de altă parte, situația este destul de gravă, pentru că dacă intri într-o librărie, undeva într-un oraș, și vezi cât ocultism e expus pe rafturi, o dovadă că acest ocultism se caută, se vinde. Altfel ar mai fi acolo. Arată că, din păcate, foarte mulți semenii noștri înghit pe nemestecate tot felul de aberații și de surogate din aceste pseudo-spirituale. Dar cum poți să intri pe calea cea strâmtă care te duce la Dumnezeu? Cum poți să fii sigur că vei ajunge acolo? Pentru căutătorul sincer, Dumnezeu a lăsat instrucțiuni clare în cuvântul său, Biblia. Drumul spre Dumnezeu începe întotdeauna cu pocăință. Cel care nu s-a pocăit nu merge pe calea mântuirii, ci doar se amăgește cu o credință falsă și o religie formală. Mai sunt niște reguli ale căutării. Vedeți că fiecare disciplină are nevoie de o hermeneutică, de niște reguli. Cum faci studiul biblic? Nu? Ai nevoie de hermeneutica biblică, care spune, hermeneutica este știința regulilor de interpretare. Tot așa, când e vorba de căutarea lui Dumnezeu, sunt niște reguli. Dacă îl cauți pe Dumnezeu, atunci caută-l pe terenul adecvat. Dumnezeu este un Dumnezeu al curăției, Dumnezeu al care nu iubește păcatul, care urăște păcatul. Când un om păcătos îl caută pe Dumnezeu și rămâne păcătos, n-are nicio șansă să-l găsească, găsește falși Dumnezei. Căutarea lui Dumnezeu implică pocăința. Pocăința care înseamnă întoarcere la Dumnezeu și la valorile Lui, la poruncile Lui. Când un om îl caută pe Dumnezeu adecvat, prin pocăință, îl găsește. Nu există, Sfinții Părinți spun că singura cale de intrare la Dumnezeu este pocăința. Eu aș îndemna pe toată lumea să privească mai cu atenție la calea păcatului pe care a luat-o, când a luat-o. Oamenii care au ales și care trăiesc cu nonșalanță în păcate de moarte, mai ales, să se uite puțin la felul vieții lor, dacă este cu adevărat bun sau nu. Să-și deschidă puțin mintea, conștiința și să privească într-adevăr calea pe care se află. Să se trezească, să-și dea seama că păcatul înseamnă moarte. Că păcatul înseamnă catastrofă. Că păcatul înseamnă fundătură. Și pe de altă parte, să se apropie de Hristos cu sinceritate, nu așa de vârful buzelor. Să privească la Hristos și la adevărul Lui cu sinceritate și să vadă în ce măsură extraordinară Hristos este pentru ei. Hristos și adevărul Lui și cuvântul Lui răspunde la toate așteptările lor cele mai profunde. Eu am impresia că oamenii sunt în foarte mare măsură victime ale unei inconștiențe care pare foarte răspândită, chiar generalizată uneori, a unei somnolențe. De aceea, cuvântul treziți-vă, pe care îl găsim în Sfânta Scriptură, ar fi necesar să răsune foarte clar în inima fiecăruia.